comunității Secei Nostalgic, ce deține un număr de 225 de hectare de viță de vie. Avem o paletă largă de soiuri, atât roșii cât și albe. Spre exemplu, soiurile roșii, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Pinot Noir. Cele albe, Sauvignon, Chardonnay, Pinot Gris, Tămâioasă, Muscat Otonel. În urmă, cu 3-4 ani, noi am avut un atac puternic de Eudemis, care au avut o rezistență foarte mare la o paletă largă de insecticide și ne-am decis pe Coragen. Eudemisul este molia viței de vie. Este un dăunător al viței de vie care produce pagube însemnate în viticultură dacă nu o controlezi. Poate produce pagube de la peste 80%. În urma moliei pare foarte frecvent atacul de botritis. Și ajungem în perioada de recoltare, nu prea mai avem ce recolta. Produsul Coragen l-am aplicat în perioada dinaintea înfloritului. Am avut o invazie de 3-4 larve pe inflorescență, dându-se o doză foarte mică, 150 de ml până la 175 de ml, vizibil. Este un produs care atacă prin contact și ingestie. Noi am ales produsul Coragen, insecticidul Coragen. Este un insecticid care combate o larve cât și adulții. Și l-am încercat și cu un mare succes în viticultură. Recomand, eu îl voi folosi în continuare și îl recomand și celorlalți fermieri cu multă încredere. Mai există un produs tot de la FMC, foarte bun, care dat în bloc cu Coragenul, Avauntul, care dat în bloc cu Coragenul e de minune. Dacă nu am fi aplicat produsul Coragen, am fi avut o pierdere de 80% din cauza atacului foarte mare de molii.